Bine v-am găsit, dragi iubitori ai sportului. Vă spune Alin Pieptan de la sala sporturilor din Târgu Jiu. Iată, dacă la prima intervenție de mai devreme de la jurnalul TV Sud vă spuneam, vă aminteam că în această seară se desfășoară un eveniment deosebit pentru handbalul gorjean și anume prezentarea echipei de handbal Energia Târgu Jiu. A revenit iată mijlocul evenimentelor. Avem și un invitat, vom vorbi cu el peste câteva minute, însă până atunci să vă spunem evenimentele care se vor derula în această seară. Într-o primă fază, așa cum aminteam, vor fi prezentați jucătorii echipei gorjene, o nouă echipă, o echipă care în această vară a avut numai puțin de... Dacă să trec mai departe, vreau să iertesc cei care sunt și în acest sezon alături de Diva Maxim. Și aici mă refer la principalul organizator, cel care ține sportul din Gorjene, handbalul și, în general, totul sportul din județul nostru. Este vorba de complexul energetic de Oltenia, aproape de cei de acolo, pentru cei care susțin sportul Gorjean. De asemenea, avem un sport de Consiliul Județean Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu și Societatea Comercială a Tegorisa, este vorba de
Iar anul după care vă rog pentru CSD Călăraș. Din această vară este
Ne-am gândit ca să avem alături de noi un cunoscător, să spunem, un abalufos jucător al energiei. E vorba de Dani Ghieș, căruia îi spun bun găsit și iată, s-ar putea să-ți începe o nouă carieră, nu? Da, bun găsit, bună seara, eu sunt dispus la orice, sunt liber în gândire, mă bucur că suntem aici împreună și urmărim pe băieți, sper să fie un an bun. E o echipă, eu zic, de valoare. Din ceea ce am văzut, sunt foarte bine acoperiți pe posturi. Jucători care au evoluat la echipele lor ca titulari. Mă bucur că au venit și sunt toți români. Sper să facem o figură frumoasă. Un amănunt extrem de interesant, Suzi, faptul că Energia, pentru prima oară după an bun de zile, are o echipă alcătuită numai și numai de jucătorii autohtoni. Crezi că asta ar trebui să fie punctul forte al Energiei în acest sezon? În același timp, însă, atunci când vine vorba de omogenitate, lucrurile lasă ceva semne de întrebare.
Așa, eu sunt foarte bucuros. Eu sunt foarte bucuros că sunt doar român, nu că aș avea ceva cu străini, Doamne ferește. Dar chiar vreau să pun bazele unei echipe, adică am pus bazele unei echipe, eu cu colegul meu, cu Andrei Enache, am format o asociație Club Sportiv, care se va baza doar pe jucători din Gorj și sper să ajungem cât mai sus. Vrem să facem ceva frumos, să avem în cap un proiect, să promovăm foarte mult sportul gorjan. Și să dai la eventual la echipa de handbal. Cum să nu? Poate la un moment dat o să fim o echipă cu jucători doar din Gorj și ar fi o mândrie și pentru mine ar fi ceva deosebit. Ar fi cu siguranță, mai ales că de la LPS Târgu Jiu parcă răsar din ce în ce mai puține talente. Totuși, frații Mănescu, Constantina și alți jucători au făcut o figură frumoasă în acesta și sunt jucători de valoare. Nu, după o perioadă de ceva timp. După o perioadă de ceva timp, dar e bine. Problema e că nu se caută jucători în Târgu Jiu. Pepinierea sportului gorjan suferă. Suferind din cauza asta, nu avem săli destule, nu... E păcat, avem mult potențial, sunt sigur, avem și noi copii talentați, dar dacă nu ai unde să te antrenezi, e greu, n-ai cum. Eu țin să mulțumesc pe calea aceasta domnului Rădulea că facem antrenamente la liceul Tudor. Îl găzduiește. Da, ne găzduiește și țin să mulțumesc pe această cale. Ok, să revenim totuși la pâinea noastră, cea de toate zilele, la sezonul acesta. Să-i spunem, un sezon care se anunță destul de interesant. Și a dispărut practic o echipă care a făcut istorie în ultimii ani în Liga Națională, handbalul românesc, HM Constanța. A dispărut Bacău, o altă echipă care a investit foarte mult în ultimii ani, dar se pare că până la urmă a plătit prețul acestor investiții. Pe de altă parte și instabilitatea financiar din sportul românesc și a adus și asta o contribuție. Cum vezi acest sezon? Obiectivul Energiei este clar, accederea în play-off. Care ar trebui să fie, totuși, revin la întrebarea de mai devreme, care ar trebui să fie punctul forte al Energiei și, dincolo de faptul că are echipa alcătuită numai din români, posturile, pe unde crezi că ar fi cel mai... Deci, în primul rând, vreau să spun că sunt surprins de Constanța, de Bacău, că s-au retras două forțe în handbalul românesc, cel puțin la noi în campionat, mai ales Constanța, au participat în atâtea, în Liga Campionilor, în atâtea competiții importante. E păcat. După părerea mea, anul acesta, cu retragerea Constanței a Bacăului, Energia are o șansă mult mai bună să ajungă în primele 8 echipe. Din ce am înțeles de la colegii mei cu care țin legătura, echipa Galațiu, Focșaniu, sunt echipe mai slăbuțe. Sunt echipe care practic au fost înscrise, fiindcă la un moment dat s-au retras pe bandă rulantă, echipele care au ajuns chiar și la baraj. Au avut probleme, au mers altele în locul 2, de locul 3-4 și... Și Ploieștiul, din câte am înțeles, e mai slăbuță. Spune multe despre situația din handbalul nostru. Așa e. Și atunci cred că ar fi mult mai ușor. Uitându-mă la lotul echipei, eu cred că ăsta e atoul numărul 1. Lotul echipei e foarte bine conturat, pe fiecare post sunt jucători de valoare care pot să schimbe oricând. Anul trecut am avut multe probleme de accidentări. La un moment dat jucam câte 8-9, eram 8-9 jucători disponibili, iar anul acesta cred că nu ar trebui să pună problema, pentru că sunt câte 2-3 jucători pe același post și jucători de valoare toți. Deci suntem perfect acoperiți, cam asta era ideea. Da, asta e ideea și cred că asta e atul numărul 1. Plus că sunt jucători, un alt atu, sunt jucători care au mai jucat înainte la echipă și omogenizarea ar putea fi mai ușoară. Adică eu au fost, mă refer la Suceava aici, Chiruț, știu eu, Dediu, a Catrinei, Țuțu, au jucat împreună atâția ani de zile, vă dați seama, le vine mult mai ușor acum. Șoldănescu, iată, deja sunt 5 jucători, poate chiar mai mult, poate îmi scapă cineva. Ar fi mult mai ușor pentru ei să omogenizeze. Înainte de a trage concluziile și a preda legătura din nou în studio, aș vrea să te întreb, iată, Enache a rămas a rămas practic veteranul echipei. Ce te-a determinat să renunți? Așa e o întrebare ceva mai personală care nu prea ține. Da, întrebare personală. Îi doresc succes lui Enache și mă bucur că a rămas. Pentru mine lucrurile au stat puțin altfel. Eu practic n-am ajuns
nu mi s-a mai prelungit contractul la Energia, nu am avut o discuție pe acest sens. Eu nu am vrut să mai plec în altă parte, deși am avut oferte și oferte chiar de la echipe mai bine clasate. Nu am vrut să continui în altă parte pentru că vreau să fac ceva tot, v-am zis, proiectul meu legat de handbal de copii și vreau să rămân aici. Nu e nicio problemă, am avut ani foarte frumoși alături de colegii mei în Târgu Jiu, momente deosebite și am doar păreri de bine. Am înțeles. O ultimă întrebare, pe ce loc vezi Energia după play-off? Părerea mea că ar trebui să fie în primele 5. După părerea mea, la ce lot are Energia și la ce echipe sunt acum înscrise în Liga Națională. După părerea mea, în primele 5. Se poate lupta cu Minaur, CSM-ul, echipe care a investit iară foarte mult. Da, dar cred că se poate lupta cu toate echipele. Bineînțeles. Depinde și de șansă, cum vor începe, știu eu ce o să se mai întâmple pe parcurs, dar cred că se poate lupta cu absolut orice echipă din Liga Națională. Am înțeles. Mulțumesc din nou, Dani Dieș. Mulțumesc și eu. El ar trebui să simtă mult mai bine fenomenul handbalistic, mai ales atunci când vine de pronosticul făcut mai devreme, o clasare în primele 5. Să sperăm că așa va fi, însă până atunci, peste aproximativ 10 minute, va debuta un test amical, un test important, aș spune eu, având în vedere și adversara, o echipă din Serbia. Vom reveni însă atunci cu mai multe amănunte. Rămâneți alături de TV Sud, predăm legătura în studio.